Legislația care stă la baza tuturor acțiunilor noastre sunt legea 458 din 2002 privind calitatea apei potabile, HG 974 din 2004 pentru aprobarea normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizarea calității apei potabile și a procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile. Monitorizarea calității apei potabile se asigură de către producător, distribuitor și, în ultimul rând, de către Direcția de Sănătate Publică, conform legilor menționate. În cadrul Direcției de Sănătate Publică, prin compartimentul de evaluare factori de risc și din mediul de viață și muncă, se derulează Programul Național de Sănătate, Protejarea Sănătății și Prevenirea Îmbolnăvirilor Asociate Factorilor de Risc din mediul de viață. În cadrul acestui program se derulează monitorizare de audit pe baza unor contracte de prestări servicii în cadrul laboratorului DSP pentru monitorizarea parametrilor privind calitatea apei potabile din județul Neamț. După cum știm, monitorizarea de audit se desfășoară atât pentru sistemele centrale mari de aprovizionare cu apă, care furnizează apă pentru localitățile urbane, cum ar fi captările Bâtca, Vaduri, Ticoș, captare Lunca Vânători și Simionești-Pildești. În programul de monitorizare au fost incluse și sistemele mici, centrale mici, care asigură o producție mai mică de 10 metri cubi de apă pe zi, din localitățile rurale Bodești, Ștefan cel Mare, Horia, Săbăoani, Tămășeni, Bâra, Cordun, Ruginoasa, Păsrăveni, Brusturi, Doljești. Probele de apă recoltate de către personalul de specialitate din cadrul acestui serviciu sunt analizate în laboratoarele DSP, laboratoare înscrise pe lista Ministerului Sănătății, acreditate să lucreze parametrii de potabilitate ai apei. Pentru sistemele centrale mici în mediul rural au fost încheiate contracte de monitorizare de audit între DSP și producătorii de apă care le-au preluat în administrare. Apa Serv, Apa Vital Iași sau primăriile unde aceste sisteme nu au fost predate producătorilor de apă. Nu s-au înregistrat disfuncționalități majore în programul de distribuție a apei. Producătorul de apă Apa Servei s-a anunțând, notificând DSP-ul și populația înscris prin mijloace mass media atunci când au fost necesară oprirea distribuției apei pentru efectuare de extinderi, lucrări de rețea sau înlocuire de conducte. Dacă doriți și o statistică pentru anul trecut, din 1765 probe microbiologice cu 5222 de determinări, și 1504 probe chimice cu 5912 determinări parametri fizico-chimici. Așa, în anul 2017, Apa Serv a furnizat apă potabilă din următoarele sisteme de alimentare cu apă în județul Neamț. În zona de sud, sistemul de alimentare cu apă Alexandru cel Bun, Piatra Neamț ca sursă de suprafață, celelalte sunt surse subterane. Comuna Dumbrava Roșie, Comuna Săvinești, Roznov, Gârcina, Girov, Dochia, Zănești, Bodești-Dobreni, Bicaz, Tașca, Ștefan cel Mare și Dragomirești. Zona de est Roman, municipiul Roman cu Cordunul, Săbăoani, Tămășeni, Horia, Bâra, Ruginoasa. Și zona de nord, Târgu Neamț, Răucești, Grumăzești, Vânători, Agapia, Bălțătești, Păstrăveni, Brusturi, Pipirig, fiecare cu lungimile de rețelei și lungimea rețelei, volumul de apă și sursa, tipul de sursă. Calitatea apei produse și distribuite este determinată de mai mulți factori, cum ar fi caracteristicile sursei de apă, eficiența proceselor de tratare, consumurile de apă, starea instalațiilor, exploatarea instalațiilor și respectarea normelor de protecție sanitară. În anul 2017, SFC Apa Vital a furnizat apă potabilă consumatorilor din următoarele comune: Doljești, localități aferente Doljești, Buruienești, Buhonca, Rotunda, Ghereiești,
Timișești cu localități Timișești, Preutești, Plăieșu și Zvoronești. Este în curs de o microinstalație de la Rediu. Acum se desfășoară lucrări de recoltare. Există un izvor subteran puternic care va fi dat în circuit.